Uite ce faini sunt oamenii. Sunt din Austria și au avut 3 săptămâni la dispoziție să facă. Have a good week. Bye. 3 săptămâni la dispoziție din Austria să facă toate alea cu Letonia, Finlanda, Nordkap, Lofoten. Și acum sunt ziua 15 și să duc spre casă. Pe lângă Viena stau. Foarte tare. Bun. Ce-o pus Iasmin aici undeva? Super. Poză cu ghețaru. Bam. Încă una. Super. Și o poză încolo. Bună dimineața, dragilor! Este ziua 27? Da. Și ce facem? O să completez un pic de ulei înainte să plecăm. Mai exact cam atât ai pun. Că nu i-am mai completat de mult. Ați văzut că tot am verificat pe parcurs și nu a fost nevoie. Dar ieri a fost o zi mai nebună din toate punctele de vedere. Mm-hmm. Și acum am verificat și la nivelul minim, sub jumate minim, cam acolo a fost. Și acum ce facem? Îmi trebuie o mică pâlnie ca să nu fac mizerie. Astăzi va fi o zi mai scurtuță. Avem în jur de 270 de kilometri. Va fi interesant și astăzi. Hai să începem operațiunea ulei. Ieri a fost zi lungă, ieri au fost 410 km. Și cât am aici? 250 de mililitri aproximativ. După aia pe parcurs mai vedem. Că deja am făcut 6000 și vreo 400 de km, dacă nu mă înșel, cam așa ceva. Îi dau Eneos 10W40 sintetic. Cu asta merg din 2019. Nici nu mai țin minte de câți kilometri, cred că acum am vreo 70-75 de mii. 80 de mii, nu știu cât am de atunci. Cred că am 80 de mii. Iasmina acum s-a dus înainte cu cheia la recepție. Plecăm din Furuli Camping. Astăzi este 29 iulie, cum spuneam în ziua 27. Pe astăzi nu am pregătit un traseu foarte lung, dar vedem pe parcurs ce o să fie, cum o să fie. Că și ieri din traseu de 330 de kilometri l-am făcut de 410. Astăzi dorim să mergem spre Twin de camping. Am primit recomandarea de la un urmăritor de al nostru, nu vreau să-i greșesc acum numele, cred că Dan, și ne-a recomandat să mergem în acel camping pentru că este și o cascadă imensă chiar în incinta campingului. Așa că am acceptat provocarea și mergem acolo. Temperatura destul de ok. 14 grade, 15 grade, ora 10 fix. Aseară l-am umplut aici în benzinăria chiar de lângă camping. I-a făcut plinul. Ați văzut că acum dimineața am uns lanțul, i-am completat ulei. În 9 km o să aibă Transalpul 99.000 de km, adică 199.000 de km. În următoarele aproximativ 3 zile să ajungem la 200.000, deci ne prind cei 200.000 de kilometri aici în Norvegia. Eu am crezut că o să ajung aproape acasă. Asta înseamnă că deja o să avem aproape 8.000 de kilometri făcuți în tură când o să ating cei 200.000. Prima oprire o facem la 25 de kilometri de aici, la o patiserie, să mâncăm ceva. Acum trecem prin localitatea Bismo. Așa într-o dimineață faină de luni. Nu-i nimeni, nu-i aglomerat.
Aici foarte puțină aglomerație prin localități sau așa. Uite un supermarket, 2-3 oameni, uite un Mitsubishi Lancer. Hai, ce fain arăta ăla pe combi. Mai câte o benzinărie, de zici că e părăsită. Căsuțele lor clasice de lemn, design specific. Dacă vă uitați acum pe bord, avem 99.000, adică 199.000. Am ajuns în localitatea Lom, sau cum se citește la ei, Lum, că O am înțeles că îi U și acel O tăiat se citește O. Și ajungem în foarte, foarte scurt timp la patiseria noastră, la prima oprire, aici undeva trebuie să fie. Uite locația, uite. Bakery at Lom. Hai să vedem cum ajungem acolo, uite aici parcarea. Cred că e ceva patiserie mai selectă, cred că o să plătim ceva aici pentru o bucată de pită. Dar am selectat-o pe hartă de foarte mult timp, am vrut să ajung aici, că arată foarte bine, uite câți oameni își cumpără de acolo lucruri. Deci avem 128 de coroane, 11 euro, vreo 55 de lei, un cappuccino și două chestii din astea, unul cu pistii și ceva scorțișoară și măr, cred că. Ba, ce miros! Asta este, asta e cu, cu pistic și dă-mi și pe ăla cu scorțișoară să-l văd cum e. Uite, bagă acolo. Uite-te ce acolo. Wow. Na, deci nu e chiar atâta de scump pe cât mi-am imaginat. Sunt și la noi în Arad câteva locații care, sincer, sunt mai scumpe decât aici. Și cam tot acolo sunt produsele, deci sunt prețul ok, per total. Bun, hai să le savurăm. Și acum ne continuăm drumul. 64 de kilometri spre un viewpoint care nouă ni s-a părut interesant. Nu știu cum are numele nici la ăla, bineînțeles. Dar vedem, ne ducem. După aia avem și un ferry de trecut pe ziua de azi. O fi fain. Mi-a apărut acum pe Carburide denumirea viewpointului Nedre Oscarshaug Viewpoint. Pare interesant, e pe ceva parte așa de munte, ca un platou, ceva de sticlă, parcă, nu știu, Iasmina l-a găsit pe drum și a zis, hai să vedem ce e pe acolo. Uitați cât e de frumoasă valea asta. Destul de răcoare în zona asta. Ora 11. Și o menține pe treaba asta cu 14-15 grade. Nu suntem nici foarte, foarte îmbrăcați, corect și treaba asta, suntem mai lejeri. Maxima pe astăzi undeva la 19 grade, la final de iulie. A început să se schimbe peisajul, deja suntem undeva mai la altitudine. Ne-au mai rămas 33 de kilometri până la acel viewpoint. Deci am parcurs cam jumătate din traseu de când am plecat de la patiserie. Până aici, în mare parte, traseul a fost prin pădure, prin localități mici. Noi tot urcăm, temperatura tot scade. Deja avem 11, ceva, aproape 12. Uai, ce fain s-a deschis acum peisajul după ce am luat această curbă. Partea dreaptă, în față, a apărut acel munte încă cu zăpadă pe el. Chiar interesantă zona asta. Suntem pe drumul 55. Am ajuns undeva sus, ca pe un platou ne ducem. Ce frumos se vede acolo. Lacuri, vale, munții aia. Trebuie să ajungem acolo sus, unde șerpuiește drumul, unde vedeți între cele două pietre, golul ăla mic. Acolo duce drumul ăsta. E interesant că suntem ca într-o vale, dar de fapt suntem pe un platou.
la altitudine, nu știu, câteva sute de metri. Uai, super locația asta, dar atât de frig, mi-a înghețat mâinile. Am ridicat un pic și drona, ca să prindem tot peisajul ăsta fain. Cum curge apa, cum e drumul, cu munții, cu zăpada acolo. E timpul să ne urcăm pe motor, să dăm drumul la încălzirea în mâini și în șauă, să-i dăm bătaia că sunt 11 grade aici. Deja suntem chiar sus, sus undeva, avem 9 grade, ai cât e de frig. Mai un pic și trecem cu totul muntele, de pe o parte pe alta. Mai avem doar câteva curbe aici. Crossbow, cafeteria, overnighting. Se numește locația asta faină roșie. Acolo avem un ghețar. Foarte interesant și clădirea asta, uite ce frumos e aici. Ce-o tăiată la curba, cum stau norii acolo, parcă se vede cum stă frigul. Mai avem 16 km până la viewpoint. Cred că o să fie interesant. Aici e bine, se vede tot așa în jos. Acum știu, un pic mă încurcă. Haideți, mergeți, fraților. A, nu mă încet, așa cu a doua. Bă, dar e frig. Problema e la noi, că noi nu suntem foarte îmbrăcați pentru temperaturile astea. Azi ne-am uitat la vreme, ori arătat, o să fie vreo 19 grade. Hai că e bine. Uitați aici bețele astea puse ca să vadă nivelul de zăpadă, să știe unde e marginea drumului. Când vin cu dezăpezirea. Era o tablă acolo, 1400 de metri era. O să mă întorc imediat la acea parcare. Ne oprim să ne facem o poză. Uite ce faini sunt oamenii. Sunt din Austria și au avut 3 săptămâni la dispoziție să fac... Have a good week! Bye! 3 săptămâni la dispoziție din Austria să facă toate alea cu Letonia, Finlanda, Nordkap, Lofoten. Și acum sunt ziua 15 și să duc spre casă, pe lângă Viena stau. Foarte tare. Bun. Ce-a pus Iasmin aici undeva? Super. Poză cu ghețarul. Bam, încă una. Super. Și o poză încolo. Am plecat de la cel mai înalt punct, de la 1400 de metri și ne continuăm drumul pe lângă ghețar. Uitați cât e de frumos. 8 grade. Clar, cred că suntem cel mai înalt acum din toată tura noastră de Norvegia. Nu țin minte să mai fi fost așa sus. Nu știu cât are Trollstigen, nu chiar sus, dar... Eu zic că nu e așa înalt ca aici.
Uitați aici o remorcă din aia faină. Camper de dormit. Uai cât e de fain. Superbă. Da, uite elicopterul e foarte mic în distanță acolo. Uite că am ajuns din urmă pe oamenii din Austria. Bă, dar oamenii în vârstă, foarte tare ce fac, chiar de apreciat. În 3 săptămâni să faci tu toată ruta aia, de-a roata din Austria, chiar e mare lucru. A, stai că ăștia nu sunt ei. Ăsta e un Varadero. Crezut că i-am ajuns pe ei din urmă, dar... Oricum, super tari oamenii. Vreau și eu să ridic drona un pic, să ne facem o poză. Uite ce decolează lângă noi. Elicopterul iară. Așa ceva. Noi, bai, uite, luăm așa niște cadre. Terestre și super fain. Deci să studiați foarte bine acest drum 55. Când vă uitați pe hartă, aproape că nici nu bași de seamă că e un drum mic acolo între aproape nimic și nimic. Nouă ni l-a recomandat domnul de la camping, de la Faxfall Camping. Uite oițele. Și ne-a spus dacă puteți mergeți neapărat pe drumul 55. Și într-adevăr, cred că e unul dintre cele mai faine drumuri pe care le-am făcut până acum în Norvegia. Mă refer la zonele de munte, că aici nu ai fiorduri, nu ai treabă, e zonă de munte. Seamănă cu platoul de sus când mergi spre Lisebotn, seamănă un pic cu cel de la Geiranger când mergi la el, seamănă un pic cu platoul și muntele pe care îl urci dacă nu treci prin tunelul ăla lung de 25 de kilometri ăla MOV pe care noi nu l-am făcut. Lierdal, cred că așa ceva îi zice. Noi am trecut în ziua respectivă peste munte și e foarte similar peisajul, doar că nu urci la așa altitudine. De așa acolo e destul de sus. Deci, într-un cuvânt, superb. Și vremea asta, ziceți voi ce vreți, îs 8-9 grade. Da, uitați aici, soare din plin. Am început coborârea. Și viewpoint-ul e în 2 km. Deci probabil că o să avem parte să vedem bucata aia de acolo. Și din ce văd eu acum, drumul nostru trece pe partea cealaltă, șerpuiește o linie mică acolo. Ăla-i drumul nostru. Pe partea aia. Uite, și aici este o parcare. Ceva monument sus, e un vârf mic. Dar viewpoint-ul nostru este în 500 de metri. Aici e viewpoint-ul la care am vrut noi să ajungem. Stai să văd cum parchez. Gata și cu drona. Hai să mergem să învârtim de roată, să vedem ce ne iasă. Ne iasă bingo azi. Uite aici. Avem tot felul de chestii trecute pe aici și scula asta se întoarce. Ia.
Ce tare! Interesant. Hai să mergem la oaie. Să-i dăm de mâncare. Fac și ți-o poză aici, hai și tu poză aici. Oițele? Mâncă iarbă din asta, că e bună. Ăla. Hai, dă-te-n p***. Se taie la montaj. Uiu, dați-te! Uiu! Bă, dar e mare. Ești mare, mă. Ești cât un câine ciobănesc. Mamă, cât ești. Tu ești numărul 148. Pa. Te pup. Și pe fratele sau pe sora. Ciao. Am început coborârile. Drumul ăla ce v-am zis că l-am văzut pe partea alaltă, de fapt e ceva capăt de linie, duce undeva sus în munte, nu știu unde. Acum m-am uitat că mergem paralel cu el. Ne coborâm în continuare pe drumul 55. Oricum, dacă vreți să faceți traseul ăsta, să vă luați timp, să nu veniți cu grabă, să faceți mulți kilometri pe zi, că aveți de oprit în foarte multe locuri, super frumos. Să aveți timp să stați, să faceți poze, să admirați. E păcat să treceți așa numai pe viteză prin el. Uite, mergem spre Fortun și Songdalen, la 70 de kilometri de aici. Următorul nostru punct e Feriu, de la 104 km distanță de aici. Uite, oițele. Acum numai coborâm de-a lungul văii. Acolo jos avem un sătule, zici că e Austria. Deci uitați-vă voi cât vedeți de aici din cameră un pic. Cu pârâu, cu bisericuțe, cu căsuțele alea. Toată iarba aia verde. Sunt o mulțime de campinguri aici de-a lungul acestor localități mici de care nici nu știi sau nici nu le bagi de seamă pe hartă. Sunt atâta de faine, au și căsuțe și loc de cort. Foarte fain. De asta e bine cumva să vii fără niciun plan și efectiv când vezi un camping din ăsta te poți opri, că e ora 2, că e 3, îți faci o pauză de o zi, două. Deci Norvegia clar nu e o țară să vii să o faci pe grabă. Îți trebuie timp. Acum i-am ajuns din urmă pe motocicliștii din Austria, ce v-am zis, un domnul și cu doamna mai în vârstă, cred că aveau vreo 60 de ani, 70 de ani, sigur. Uite ce scoi Yamaha. Ce faine se echipați. Și să duc acasă în Austria. Foarte fain oamenii, foarte, foarte fain. Na, bun, cum e așa, ui? Am mișcat super haotic, o fi să mi-am stricat fără să știu pe ce am apăsat și asta a fost. Am făcut o pauză de spălat motocicleta și de linsă înghețată. Uitați ce frumoasă e localitatea asta aici. Nu știu repede unde suntem. Am vrut să spăl un pic cutiile laterale, că erau așa murdare tot timpul când le luam și le băgam la cazare. În căbănuță sau undeva. Am zis să le mai spăl, că următoarele zile arată vreme bună. Și până am stat un pic pe acolo, am lins și o înghețată. Songdalen, localitatea asta, e printre cele mai aglomerate pe care le-am prins în ultimele zile, săptămâni, cred că așa aglomerație n-am prins niciunde ca aici. Sunt foarte multe mașini dintr-o dată pe centrul ăsta mic. E o stradă principală. Dar pare foarte frumos orășelul. Așa cochet, întreținut, colorat, frumos. Mai avem 5 km până la ferry. Și chiar l-am văzut acum pe apă că imediat o să ajungă. Dar îl avem pe domnul din față, care pe limită de 80 stă cu 55-60, mere 65. Eu nu pot nici să-l depășesc, că nu am cum.
Uite, acum aici, dacă m-ar lăsa, da, am o calcă și el, uite. Am mere 80. Acum i-o dat și el pe drept, știi? Așa mai avem o șansă să-l prindem, că e vorba de 5-6 minute până ajungem. Acum el oricum, când ajunge feri, până lasă toate mașinile, durează un pic. Dacă pe ăsta nu-l prindem, atunci numai cu celălalt care acum trece dincolo. Nici aia n-ar fi problema, am stat vreo 20 de minute, jumătate de oră. Am mai găsit alți doi care tot așa merg cu 5-5-60 pe limită de 80. Uite. Acum du-te, ducă-te ar Dumnezeu să te ducă în lumea Lui. Era o babă. Suntem în Hela la ferry și mergem spre Vangsnes. Oh, dar ferry a venit pentru ruta de Dragsvik. Atunci ne-am grăbit degeaba. Na bine. Hai că totul s-a întâmplat atât de repede că nici nu ne-am dat seama că am plecat. Nici nu m-am luat casca, nici nimic. Eram în spate la bus și numai vedem că pleacă busul, n-am mai apucat să fac nimic ca să dau drumul la camere. De exemplu, suntem pe ferry în Hela și merem în Vangsnes sau ceva. Vangsnes. Așa. Am ieșit și de pe feribot. Iar de aici 66 de kilometri, o oră bună, până la Tvinde Camping. Aici impecabilă e vremea astăzi. Deja avem 22 de grade, chiar s-a încălzit bine de tot. Pe ziua de azi am avut prea puține tuneluri, cred că vreo 3 bucăți. Asta acum e unul de 3 km. Am zis să mai iau un cadru, poate vidor și vouă de un tunel. Am lăsat fiordurile și nivelul apei la o parte. Am început din nou urcările pe niște dealuri. Ai, 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 ai. Și mergem în sus. Nu știm exact unde, dar urcăm. Chiar avem o urcare faină. Îmi place drumul ăsta. Ce frumos se vede acolo, am lăsat apa deoparte. Aproape fiecare localitate are câte un camping. Deci plin de ele. În zona asta, efectiv, nu trebuie să-ți cauți sau să-ți plănuiești, pur și simplu vii găsești peste tot. Am fost pe Lofoten, am dormit pe marginea drumului, efectiv, nu găsești nimic liber. Totul este full, sunt prea mulți oameni pe metru pătrat și, efectiv, nu mai ai unde să te pui. Aici, niciun stres, la 2, 3, 5 km câte un camping fain. Băi, dar chiar am urcat! Deci în câteva minute suntem foarte, foarte sus. Efectiv, acum trecem deja aici vârful. Cred că e un tunel, dacă văd bine. Efectiv, suntem sus, sus, sus. Wow, ce frumos! Urmează un tunel.
Nu foarte lung, e doar un kilometru. Și să vedem ce-o fi în partea cealaltă. Avem limită de 50 la oră aici. E ceva poartă acolo, semaforizată. Și să vedem ce avem dincoace. Da, destul de interesant. Asta este drumul 13. E cumva legătură cu 55 pe care am venit. Puteți să vi le notați acolo. Chiar sunt drumuri de făcut. Se schimbă radical peisajul. Deci am trecut cu ferii. Efectiv am trecut o localitate dintr-o dată. Serpentine în vârf de munte, iar foarte tare cum se schimbă cât de rapid. Și e superbă vremea, nu avem ceață. Acum dacă aici ai prinde o ceață și ți-ar ploua și așa, îți dai seama că n-ai nicio plăcere. Dar pe vreme din asta, ți mai mare dragul. Chiar e foarte interesantă ruta asta. Deci efectiv ne surprinde Norvegia. Pe când ai zice, nu mai am ce să văd, că am văzut de toate. Bă, vine câte un drum din ăsta așa de nicăieri. Foarte fain. Uite, vin niște motocicliști. Deci efectiv iară sus pe un platou. Duce drumul și așa în sus, în jos, și în stânga, dreapta. Superb, superb. Imediat după această urcare, trebuie să ajungem iară la un lac destul de mare ce văd pe hartă. Aici apare un baraj în stânga. Și acum, după curba asta, ar trebui să apară lacul. Și da, uite-l cât e de mare. Cam îngust drumul un pic pe aici, pe unele porțiuni. Uite cum duce drumul de-a lungul apei. Da, nu-i nimic. Sau? Souvenir shop. Ai deschis, mă. Hm? Găsim oaie acolo. Uite că văd ceva de aici, văd unul cu coarne. Dar nu-i oaie, e ren. Hai că ăsti care pe masă acolo. Ce ai văzut? Pism. Ah, sticker. Cu Geringe. Da, dacă avem un sticker nou cu Geiranger. Așa, de sus în jos, perfect. Superb, a intrat acolo. Sper că l-am pus bine. Am plecat de la sticker și uitați unde mergem. În valea aia, în jos, acolo. Superb. Și uitați ce avem de coborât aici. O să se vadă imediat pe Carpuride, pe hartă. Curbele, uitați ce fain e. Acum se văd bine. Wow, ce cascadă! Na, ce troll, Stigan! Uite-te ce cascadă avem aici! Că seamănă foarte mult cu stilul ăla, acolo mai trecea chiar pe lângă drum. Eu v-am zis, ne surprinde. În fiecare zi ne surprinde cu ceva. Am coborât de lângă cascadă, suntem pe vale și mai continuăm drumul încă 22 de kilometri până la camping. Vreo 13 kilometri îmi dă că o să facem la dreapta, părăsim drumul 13 și o luăm pe E16. Noi acum ne-am dat seama de la o intersecție cu vreo 3 kilometri mai sus că
Drumul ăsta noi l-am mai făcut, doar că de la intersecția de unde am venit noi și am făcut acum dreapta, data trecută ne-am venit din partea stângă. Și acum când ne-am văzut că campingul ăsta vinde, are o cascadă, noi când am venit acum, habar n-am, două săptămâni din partea asta, chiar am zis, uite ce fain e campingul ăsta cu cascada aia în spate. Oare cum ar fi să te cazezi aici și să ai cascada asta în camping? Și uite că aici am venit. Aici chiar am zis să-ți pui cortul să dormi și să auzi tu cascada aia cum îți cade. Și uite că aici am ajuns. Oare unde e recepția? Aici apare doar o alimentară, reception? Ba da. Da, dar hai că nu mă mai duc până acolo, încerc să rămân aici cumva. Să întrebăm. Am ales să mergem mai în față, o să găsim un alt camping la vreo 6 km de aici, mergem să vedem cum e. Nu stăm aici din două motive, odată că nu este loc disponibil pentru cort cu curent, să pot să-mi trag curent, eu am nevoie de curent la laptop să lucrez și așa mai departe. Și în al doilea rând avem loc doar aici, mai acum nu vedeți pe cameră, dar vă explic eu. Aici e o parcare mare unde se vine cu bus și cu tot felul de așa și se trece un mic podeț și zic că ăsta e locul de camping. Dar pe la tine, prin fața cortului, trec sute de oameni care merg să vadă cascada. Eu nu am chef să stau cu sute de oameni la poalele cortului. În rest e superbă zona, campingul e chiar drăguț, sper total. Și ar fi fost 350 de coroane pe noapte pentru două persoane, o motocicletă și un cort, sau ar mai fi fost liber o cobănuță din asta mică cu 700 de coroane, aia e vreo 60 de euro. Dar aia e nimult, nu dăm atâta. Așa că ne continuăm drumul. Uite, la 1 km avem Saue Camping. Distanța între cele două e de aproximativ 5 km, deci e vorba de nici 6-7 minute de mers. Să vedem dacă e mai ok, dacă nu, mergem în față spre Vos, pe traseul nostru și tot găsim noi ceva să fie în regulă. Dacă deja tot stau în camping, prefer să am curent și tot ce am nevoie, altfel mă duc wild și acolo știu că n-am nimic, da? Uite-l pe ăsta cu remorca după el, ce fain! Aici facem stânga. Uite ce fain e și campingul ăsta. Pare ceva destul de mare. Dar nu-i nimeni. Hite, nu este preț. Camping. Nu știu ce, 350. Un cort, țelti 250. Curentul 50. Deci 300. Am nu știu dacă e inclus câte persoane, cum e, ce e. Numai că aici trebuie sunat, cred că. Da, nu e nimeni aici, nu știm exact cum se face treaba. Mergem la Vos Camping, alți 8 km de aici. Mergem și vedem ce găsim. Dacă o fi mai bine decât aici. E bine că e doar ora 6, deci e ok. Avem timp să mai căutăm. Nu, și așa arată bine campingul, dar că nu-i nimeni, nu-i problemă, că suntem în zona unde e plin de campinguri. 10 minute de mers. Nu-i stres. Astăzi am vrut să ajungem un pic mai repede, că ne-am gândit acum la o chestie, că dacă stăm iară cu cortul și despachetăm tot de pe motor, am vrut să facem un clip separat, dar să-l filmăm astăzi, cu tot ce avem la noi, cu echipamente, de la cort, foto, video, pe motocicletă ce avem și așa mai departe. Și am zis că dacă azi e o zi mai scurtă și avem timp să filmăm vreo oră, jumate, două, cât ne ia toată treaba, l-am fi făcut, da? Să vedem dacă facem azi sau rămâne în altă zi. Ne-au băgat fix prin centru la Vos. Uite ce frumos, uite, asta e centru.
Da, e o benzinărie. Oare să mergem să-l umplem acum? Noi aici ar trebui să facem dreapta, dar hai să mergem să-l umplem. Îi cu om, pot plăti înăuntru. Sorry. Da. Cred că pot. Mă duc dincolo, că nu văd ce scrie aici. Yes, pot. Bun. Să ne continuăm plimbarea prin Vos. Am terminat cu alimentatul. Cred că mi-a ieșit cel mai bun consum din toată tura, cu toate că suntem full împachetați. Asta se datorează că am avut foarte mult de urcat și de coborât. Iar eu pe urcat am urcat foarte frumos, cu calm. Și coborârile, evident, nu-ți consumă. La cimitir, mare? Nu știu, în cimitir ne duce ăsta. În spate, la cimitir. Aici e cimitirul și exact așa dincolo e campingul. Hai că e foarte tare faza. Aici poate să vină în vizită cineva la noi la noapte. Nu mai trece drumul. Uai, câte caravane. Asta e camping din ăla imens, da? Vedem, poate... Poate ne descurcăm cu el. Hai să vedem. Întrebăm dacă nu merge mai departe. Doamne, dai ora 6 și un sfert. Pe camping e full. Aia înțeleg. Aia înțeleg că e full, dar hai să întrebăm. Deci se pare că nu vom sta vecini cu cimitirul, pentru că e full. Așa că la alți 12 km de aici și 13 minute de mers, deja intrăm pe traseul nostru de mâine, cum ar fi fost, pe Flatlandsmo sau așa ceva, e primul. Dacă nu, la vreo 4-5 km mai în fața lui este Seim Camping. Ama, dacă nici din astea două nu găsim nici unul, vedem ce o face. Țăpăm cortul undeva într-o tufă și asta e. Într-un kilometru ajungem la Flatlandsmo Camping. Și partea bună e că în 2 km avem 7000 de kilometri în tura asta. 7000 de kilometri și astăzi încheiem ziua 27. Nu-i rău. Hello. Some free space for tent. Maybe with electricity I have a 10 meter cable. Yeah. Well, the electricity is like a 2 pin. Okay. Yeah. Can you tell us a price per night, only one night? Yeah, both of us, one motorcycle and one small tent. Yeah, it's 250. It's perfect. With electricity? Yeah. Perfect. And for showers, we have to buy coins or it's included? Yeah, and before you shower, you can just come here and buy a coin. And okay. Okay. One coin is also 7 minutes. Okay. Bun. În principiu este rezolvată treaba. Domnul ne conduce să ne arate locul. Am plătit 250 de coroane, deci vreo 21 de euro, cred că, pe noapte, unde avem inclus curentul și am mai cumpărat de 20 de coroane fise de duș. Deci 270 de coroane, vreo 22 de euro. Ne costă toată treaba. O să stăm o singură noapte. Și acum ne duce să vedem undeva cu curent, dacă găsim. Uite ce fain. Oi, 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 oi. Urcăm, urcăm, urcăm. Mai frumos campingul, chiar e mare. Aici ne pune pe colț. Doamna face grătar acolo. Numai să am curent. Numai să am curent. We have electricity here. Oh. Then we can stay maybe here. Okay, we have a 10 meter cable, so it's okay. Don't take shower.
Okay, and the shower and toilets? Yeah, it is a black building over there. Ah, okay. You can, so then you can go down to the light here. Uh-huh. And cross over. Ah, okay. Okay, okay, thank you. Yes, thank you. Ce avem noi aici? Paprika, paste. Și ce avem noi aici? Apa. Și? Și oala. Ce este asta ce am luat-o de pe Temu pentru vânt? E prima oară când o folosim, nu? Da, numai să punem iarbă. Da, numai că nu prea ai unde, ci... Ne punem să mâncăm. Deja este ora... Cred că 8. Cred că am stat vreo 40 minute fără să ne mișcăm asta și ne-am uitat la soare. E ora 8 și 4 minute. Încheiem ziua 27. Cum v-am zis, pe drum avem 7000 de kilometri astăzi făcuți. Soarele, numai ce s-a băgat după nori, a fost foarte fain calm mai înainte. Mâine o să mergem spre Stavanger, iar teoretic am vorbit cu Gabi, dar trebuie să ne auzim diseară, să vedem dacă ne poate primi, care ceva program mâine. Ne pune să mâncăm, ne odihnim și uite că pe asta le-a vântul. Și cam atât a fost pentru astăzi. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Din păcate, nu am reușit să facem clipul ăla de care v-am zis că vrem să vă prezentăm tot echipamentul, atât de camping, cât foto, video, ce avem pe motocicletă și așa mai departe. Avem timp. O să fie când revenim, probabil, când plecăm din Norvegia. Vedem. Like, comment, subscribe. And buy me a coffee. Ciao la voi. Ciao.